Pe drumul județean 127A din Neamț, între Dămuc și Huisurez, se desfășoară lucrări de asfaltare potrivit lui Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț. Asfaltul a fost turnat pe un tronson cu o lungime de 3,5 km, urmând să fie continuate lucrările pe o porțiune de 4 km. Președintele Consiliului Județean Neamț a spus că este una dintre cele mai dorite și așteptate lucrări de către localnici, având în vedere că drumul a fost de pământ până de curând. Din acest motiv, cei care tranzitau această rută erau extrem de nemulțumiți de problemele pe care le întâmpinau pe traseu. În prima fază s-a turnat asfalt pe o lungime de 3,5 km și acum continuăm proiectul urmând a se turna asfalt pe alți 4 km. În prezent se lucrează la acoperirea cu strat de uzură a 2,5 km din cei 4 pe care se va interveni în perioada următoare. De asemenea, pregătim turnarea asfaltului pe 2 km spre Huisurez. Sunt convins că la finalizarea lucrării, comunitatea din Dămuc va fi foarte încântată de noile condiții de trai, iar eu voi fi extrem de mulțumit că mi-am mai onorat o promisiune pe care am făcut-o față de oamenii locului, a transmis Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț.